Gutuile denumite popular mere de aur sunt fructe ale căror proprietăți sunt recunoscute în medicina populară. Gutuia reprezintă un adevărat izvor de sănătate pentru organism, grație compoziției deosebit de bogate în vitamine și minerale, precum provitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitaminele C, E, dar și calciu, fosfor, fier, sodiu, potasiu, sulf și cupru. Nici frunzele de gutui nu sunt de neglijat. Ele conțin acizi organici, dintre care acidul cuinic are cea mai mare concentrație, aproximativ 72%, fiind urmat de acizi citric, circa 13%, oxalic, malic, fumaric și șchimic. În frunzele gutuilor se mai găsesc numeroși alți compuși fitochimici cu acțiune antioxidantă și antiinflamatorie dovedită, precum cuercitina și rutinul. Frunzele de gutui reprezentau o adevărată sursă de sănătate în antichitate, cu ajutorul lor fiind tratate zeci de boli de medicii acelor timpuri. Însuși Avicena, autoritatea de necontestat în științele medicale de demult, le utiliza nu numai pentru tratamentul pacienților săi, ci și în scop profilactic pentru prevenirea îmbolnăvirii. Ceaiul din frunze de gutui este un ceai mai puțin obișnuit, dar asta nu îl face mai puțin eficient decât alte remedii naturale atunci când vine vorba de combaterea unor probleme de sănătate. Pentru infuzie se folosește o linguriță de frunze mărunțite de gutui la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 15-20 de minute, apoi se strecoară și se bea porționat la temperatura camerei câte două linguri de trei ori pe zi. Cele mai bune frunze de gutui pentru ceai sunt cele recoltate la prima tinerețe, adică cele din luna iunie. Pot fi recoltate și mai târziu până la debutul declinului de la intrarea în toamnă. Atunci când frunzele încep să se îngălbenească, forța lor terapeutică se diminuează drastic. Pentru ai de frunze de gutui, se recoltează frunzele sănătoase neafectate de boli și neinfectate de dăunători. Frunzele trebuie recoltate cu discernământ, pe evitând înfometarea pomului. Atenție maximă la proveniența frunzelor. Dacă gutuiul a fost tratat cu pesticide, frunzele nu mai pot fi utilizate pentru ceai. Frunzele pot fi uscate prin înșirarea pe oață cu ajutorul unui ac sau pe o coală de hârtie în strat subțire, cu așezarea unui tifon pentru evitarea insectelor și a prafului care se așează. Iată câteva dintre beneficiile ceaiului din frunze de gutui. Ceaiul din frunze de gutui tratează afecțiunile ficatului și pancreasului. Studii recente japoneze au arătat că gutuile au substanțe importante antivirale care au rol important în cazurile de hepatită. Sucul de gutui, dar și gutuile crude, sunt cele mai bune pentru tratarea bolilor de ficat și pancreas. Sucul de gutui diluat cu suc de mere este foarte benefic pentru activitatea pancreasului. Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, Atât ceaiul din frunze de gutui, cât și fructele proaspete le sunt benefice. Frunzele de gutui conțin substanțe cu acțiune vasodilatatoare, ceea ce determină scăderea presiunii arteriale. Prin urmare, ele pot fi folosite pentru controlul hipertensiunii. În acest scop, ele pot fi folosite sub formă de ceai, de macerat, sau sub formă de tinctură. Datorită numeroaselor vitamine conținute în frunzele de gutui, Acestea se folosesc sub formă de infuzie și pentru stările de nervozitate, depresie, agitație și insomnie. Frunzele de gutui au efecte sedative, iar substanțele prezente în frunze și fruct sunt antidepresive. De asemenea, ceaiul din frunze de gutui, dar și gutuile crude, sunt foarte utile în curele de slăbire, deoarece au proprietăți diuretice și depurative. Așadar, ajută la eliminarea toxinilor din organism și a kilogramelor în plus. De altfel, toamna este unul dintre cele mai bune anotimpuri pentru slăbit, având atâtea fructe și legume proaspete care ajută la detoxifiere și slăbire. Frunzele mai conțin și alți compuși fitochimici cu acțiune antiinflamatorie și antioxidantă. Diabetul zaharat este o altă boală ce poate fi ținută sub control prin infuzia de ceai de frunze de gutui. O lingură de frunze de gutui la o cană de apă fiartă, porționată în trei, este suficient. Ceaiul din frunze de gutui este un excelent remediu pentru răceli, gripe și infecții gastrointestinale. Gutuile sunt recunoscute pentru efectele lor benefice în răceli și gripe, iar ceaiul din frunzele gutuilor este un remediu natural foarte bun pentru tusea convulsivă. De altfel, unele persoane îl folosesc și în crizele de astm. De asemenea, gutuile sunt un remediu la îndemână pentru cazurile de infecții gastrointestinale sau diaree. Utilizarea ceiului din frunze de gutui în scop cosmetic. Infuzia plăcut parfumată din frunze de gutui este și un extraordinar tratament pentru întărirea părului și combaterea mătreții. În formă concentrată, aceasta conferă o frumoasă nuanță brună părului închis la culoare. Contraindicații Atenție maximă la proveniența frunzelor. Dacă gutuiul a fost tratat cu pesticide, frunzele nu mai pot fi utilizate pentru ceai. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul pentru mai multe informații cu privire la ceaiul din frunze de gutui. La fel, dacă suferiți și de alte afecțiuni, este bine să consultați și părerea unui specialist. De asemenea, nu este recomandat persoanelor alergice la gutui.